Suntem live. Bună seara tuturor care sunteți live împreună cu noi. Vă spunem un bun venit din nou la un dialog despre divorț și recăsătorire cu pastorul Beniamin Cruceru. Este pastor la Slatina. Beni, spun un bun venit din nou. Bine v-am găsit. Batem fierul cât e cald. Da? Este a doua săptămână când discutăm pe subiectul acesta. Am lăsat, aș spune așa, niște baze teologice luate din textele biblice, evident, despre căsătorii. Am încercat să răspundem la final, deși nu a fost planul nostru, la anumite întrebări care țin de cazuistică mai degrabă. În seara aceasta ajungem și am ajuns la subiectul acesta foarte, foarte spinos, divorțul și recăsătoria. Discutam cu Beni în protestantism, neoprotestantism, cred că poziția cea mai răspândită este că divorțul în anumite condiții este permis și la fel recăsătorirea. În seara aceasta vrem să vedem cu Scriptura în față dacă divorțul este permis în Sfânta Scriptură, dacă recăsătorirea este permisă. Nu o să ne putem întinde în toate textele în care am dori și să le abordăm exegetic cu foarte mare atenție, dar vom lua probabil textele cele mai importante care par să vorbească despre divorț și recăsătorire. Vom începe în seara aceasta cu a stabili platforma de pe care noi discutăm și anume vorbim despre ce este căsătoria, da? Ca să vedem dacă căsătoria se poate dizolva din anumite motive, rațiuni, trebuie să lămurim din Sfânta Scriptură ce este căsătoria. Nu fugim la filozofie, la chestiuni, definiții seculare, ci la Sfânta Scriptură. Pe noi ne interesează poziția creștină, ceea ce spune Dumnezeu în Biblie și Scriptura este suficientă pe subiectul acesta. Beni, te rog să începi tu să așezi fundația explicându-ne cele trei poziții, cele trei variante mari, la fel cele trei moduri în care este prezentă sau prezentată căsătoria în mediul creștin și care consideri că este poziția argumentată de Scriptură. Te ascultăm! Mulțumesc! Mai întâi de toate, aș vrea să spun că subiectul ăsta este foarte dureros și am văzut suferință și durere în fiecare cuplu care a trecut prin divorț. Am văzut suferință în viețile copiilor și nu vreau să fim priviți ca fiind lipsiți de empatie și de durere. Nu există divorț care să nu presupună durere. Indiferent că e vorba de partea vinovată, nevinovată, implică multă suferință și durere și de asta inima mea e îndurerată pentru numărul crescând de divorțuri, pentru că divorț înseamnă durere, creșterea numărului înseamnă durere și mai multă. Așa că îmi pasă de toți acești oameni care trec prin durere și de asta am și fost motivat să studiez subiectul ăsta poate mai mult, fiind conștient că în bisericile evanghelice numărul de divorțuri va crește tot mai mult și mă aștept să se întâmple lucrul ăsta, vedem deja lucrul ăsta întâmplându-se, ca și în societate. Cele trei perspective din creștinism asupra căsătoriei sunt următoarele. Biserica catolică privește căsătoria ca pe un sacrament. Biserica ortodoxă le numește taine. Oarecum există multe similarități între cele două perspective, nu se suprapun în totalitate, dar ideea este preluată de la Augustin, care face referire la acest termen din Efeseni capitolul 5, unde se vorbește despre relația dintre soț și soție și dintre biserică și Hristos. Și într-un oarecare sens e corectă ideea aceasta a importanței relației dintre Hristos și biserică. Relația dintre soț și soție reflectă relația dintre biserică și Hristos. Este ceva special, este ceva sacru, dar asta nu înseamnă neapărat că adoptăm poziția sacramentală catolică. Am vorbit un pic data trecută, trebuie să adopți un anumit ritual, ăsta este neapărat singurul scop, evident nici catolicii nu cred asta, că este pur și simplu să reflecte relația dintre Hristos și biserică, dar asta este pe foarte scurt poziția bisericii catolice care privește căsătoria ca pe un sacrament adoptată de la Augustin. Căsătoria nu mântuiește, pentru că cele șapte taine și în ortodoxie și în catolicism sunt privite ca pe mijloace ale mântuirii.
Căsătoria poate să ne sfințească. Da, sunt de acord. Dacă ai o soție sau un soț credincios care te îndeamnă să-L urmezi pe Dumnezeu, să-L iubești pe Dumnezeu, vei fi poate mai aproape de Dumnezeu având un astfel de soț sau soție. Dar noi nu primim har mântuitor prin relația căsătoriei. Înseamnă că toți și credincioși și necredincioși primesc un astfel de har pentru simplu fapt că sunt căsătoriți. Evident că nu credem lucrul acesta. Deci căsătoria nu mântuiește. Poate fi un mijloc de sfințire. Deci, pe scurt, cam asta ar fi ideea în jurul ideii de mântuire prin căsătorie, să primim har mântuitor. Și noi, ca evanghelici, nu credem lucrul acesta. Credem, în schimb, că relația între soț și soție reflectă relația dintre biserică și Hristos. Cu asta suntem de acord. Și e adevărat pe baza a ceea ce vedem în Efeseni, capitolul 5. Apoi, cealaltă perspectivă este o perspectivă, am putea spune noi, seculară, care elimină factorul divin în mare parte și spune că căsătoria este un contract. Trebuie tratată ca pe un contract. Și am vorbit un pic despre asta data trecută. E bine, da, e și un aspect contractual. Trebuie să ancorăm căsătoria în ceva palpabil, într-o hârtie. Dar asta e doar în fața statului. Nu vorbim despre cum ne raportăm la căsătorie înaintea lui Dumnezeu. Vorbim despre cum ne raportăm la căsătorie în ce privește biserica. În fața statului, da, este un contract și nu trebuie să uităm că avem responsabilități civile pe care trebuie să le îndeplinim și e bine să intrăm în relația de căsătorie îndeplinind tot ceea ce ne cere statul. E și pentru binele nostru să evităm toate problemele care ar putea să fie. Dar căsătoria nu este doar un contract. Un contract presupune să privești doar la interesele tale și tu să ieși în câștig, iar dacă celălalt nu iese în câștig, problema lui. Căsătoria înseamnă mult mai mult decât atât. Căsătoria înseamnă, și vom vedea cea de-a treia perspectivă, înseamnă un legământ. Pentru că legământul este diferit de un contract. Legământul presupune să te dedici persoanei celeilalte, să-i fii credincioasă până la capăt, indiferent de ce va face cealaltă persoană. Sigur, există binecuvântări și există blesteme. Vedem asta în multe legăminte care sunt amintite în Vechiul Testament. Nu înseamnă că beneficiile legământului vei avea parte de ele dacă nu respecti termenii legământului. Nu. Dar asta nu înseamnă că un legământ poate fi neapărat rupt pentru că pur și simplu ai decis odată să încalci legământul ăsta. Evident, merg un pic în departe. Ar trebui să mergem spre Scriptură. Deja eu am adus punctul și vom vedea dacă lucrul acesta se ancorează în Scriptură sau nu. Pentru că această perspectivă are la bază câteva versete. De exemplu, Proverbe 2, 16, 17. Vorbind despre înțelepciune, ni se spune ca să te scape de femeia străină, de necunoscuta care ademenește prin cuvintele ei, care își părăsește prietenul tinereții ei și uită legământul Dumnezeului ei. Vorbește despre un legământ făcut cu soțul înaintea lui Dumnezeu. Apoi, Geneza, versetele cunoscute din Geneza 2. Au limbaj de legământ. Se spune, în sfârșit, aceasta este os din oasele mele și carne din carnea mea. Spuneam data trecută despre legăminte că sunt mijlocul lumii antice prin care erau extinse relațiile dincolo de unitatea naturală a sângelui. Cu alte cuvinte, legămintele sunt o extindere a relațiilor biologice dincolo de limitele biologice. Un soț și o soție nu au o legătură biologică. În momentul în care se căsătoresc, ei dovedesc și trăiesc aceeași credincioșie, aceeași loialitate în relația lor, la fel cum ar trebui să dai dovadă de loialitate și credincioșie față de membrii din familia ta cu care au relații de sânge. Părinți, copii, frați, surori. Bun, mergem mai departe la alte câteva versete. În Maleahi avem unul dintre cele mai clare versete, care spune astfel, Maleahi 2 cu 14. Poporul se întreba de ce nu-i ascultă Dumnezeu, de ce nu le ascultă rugăciunile și Domnul le zice, pentru că Domnul a fost martor între tine și soția tinereții tale, față de care ai fost necredincios, deși ea, consoarta sau tovarășa ta, folosesc NTR, soția ta prin legământ.
Da, mi se pare paralel ăsta cu textul din Petru, știi, ca să nu fie afectate cumva rugăciunile voastre, știi, și acolo nu-i vorbă de divorț. Deci atât de fină mi se pare și sensibilă relația asta cu soțul și dintre soț și soție înaintea lui Dumnezeu. Continuă, te rog. Da, este. Deci textul ăsta spune clar, vorbește despre o relație de legământ în care Dumnezeu privește și vede, tu ai fost în relația asta și nu ai fost ascultător, nu ai împlinit termenii legământului respectiv, așa că Dumnezeu te pedepsește. Apoi versetul 16 spune clar că eu urăsc divorțul, zice Domnul Dumnezeu lui Israel, eu urăsc pe cel ce își acoperă haina cu violență, zice Domnul oștirilor. Din nou, astea sunt consecințele încălcării legământului și e posibil să ne întoarcem un pic la versetul acesta mai târziu un pic. Astea ar fi câteva versete suport, nu avem timp să intrăm în detalii, să le explicăm prea atent nici pe acestea și ar mai fi și altele, dar limbajul din Geneza 2 e limbaj de legământ, vorbește despre o relație biologică și extinde asta la nivelul relației de căsătorie. Apoi avem proverbe și avem maleahi care folosesc termeni și cuvintele acestea. Este o relație de legământ. Întrebarea e următoarea. Legămintele pot fi rupte sau nu pot fi rupte? Pentru că aici este dilema cea mare. 95% din teologi o să spună da, căsătoria e legământ. Dar dilema cea mai mare, și aici probabil proporția aceeași 90 și ceva la sută o să spună, legămintele pot fi rupte. Foarte puțini sunt cei care spun legămintele nu pot fi rupte și de cele mai multe ori are de face cu căsătoria, pentru că sunt niște implicații practice foarte serioase, foarte serioase, aș putea să spun. Corect. Cred că confuzia cea mai mare, și cred că asta vei lămuri tu imediat, este între termenii aceștia călcare și rupere. Adică faptul că cineva calcă legământul nu înseamnă neapărat că legământul ăla este rupt. Da? Da. Și cred că asta va trebui tu să demonstrezi acum cu Scriptura, că un legământ poate fi călcat, dar în același timp un legământ călcat nu înseamnă neapărat un legământ rupt. Nu? Așa este. Așa este, da. Sunt multe exemple în Vechiul Testament. Din nou, n-avem timp să trecem prin toate. Am ales doar câteva. De exemplu, Ezechiel 17 mi se pare foarte interesant. Zedechia, împăratul lui Israel, a fost forțat să facă un legământ cu împăratul Nebucadnețar și intră în legământul ăsta. Deși nu în cele mai bune condiții, ideea este că în cele din urmă și-a dat acordul. Nu a fost forțat că i s-a luat mâna să semneze sau să fie obligat să treacă prin tot procesul care era făcut atunci, tot ritualul respectiv, dar în cele din urmă a acceptat să intre în legământul respectiv. Și Dumnezeu îl trage la răspundere pentru că a încălcat legământul și s-a răzvrătit împotriva împăratului Nebucadnețar. Ni se spune în Ezechiel 17. Regele s-a răsculat împotriva lui și a trimis un mesager în Egipt ca să-i dea cai și un mare număr de oameni. Adică împăratul Zedechia. Va reuși el oare? Cel ce a făcut aceste lucruri va scăpa el oare? Să rupă el legământul și să scape? Și unii o să zică, păi da, uite aici Dumnezeu spune a rupt legământul. Dar trebuie să vedem din ce perspectivă vorbește. Vorbește Dumnezeu dintr-o perspectivă practică sau vorbește dintr-o perspectivă ontologică? Și realitatea este că din perspectiva practică putem să încălcăm legămintele, să trăim ca și când nu am fi în legământul respectiv. Dar asta nu înseamnă că legământul respectiv a fost rupt. Și apoi vedem consecințele. 16. Viu sunt eu, zice stăpânul Domn, că regele va muri în Babilon. Asta e pedeapsa încălcării legământului, acolo unde locuiește împăratul care l-a făcut rege, al cărui jurământ l-a disprețuit și al cărui legământ l-a rupt. Așa spune traducerea Netere și Cornilescu. Numai că același termen, același cuvânt, poate să însemne și rupt și încălcat. Este polisemantic. Și în cazul acesta depinde de traducător și de cel care citește, cum citește cuvântul acela. Cum știm că legământul respectiv nu a fost rupt? Eu cred că e destul de clar. Dacă un legământ este rupt, înseamnă că Dumnezeu nu mai poate să tragă la răspundere persoanele respective. Pentru că este vorba de o pedeapsă ca urmare a unui păcat.
Iar Dumnezeu, când pedepsește păcatul, trebuie să aibă o bază legitimă pentru a pedepsi păcatul respectiv. Iar când vorbim de păcat, vorbim de păcat prin context, păcat prin cantitate și păcat prin chintesență sau esență. Doar ca să fie tot cu când spun chintesență. Auzi, știi ce e interesant? M-am uitat acum în GBV 2001, spune în felul da? Următor, fii atent. Zice 15, dar el s-a răsculat împotriva lui trimițându-și sol în Egipt ca să-i dea cai și popor mult, va merge bine, va scăpa cel care face aceste lucruri, va călca el legământul și va scăpa? Da, da, deci unele traduce, foarte interesant. Traduc cu încălcat, altele traduc cu rupt. Bun. Da, deci revenim. Într-un fel am citit asta ca să autentific. Exact asta se spune în versetul 15, va călca el legământul și va scăpa, versetul 16, și al cărui legământ l-a călcat, versetul 18, a desprețuit și a călcat legământul, și versetul 19, jurământul meu pe care l-a desprețuit și legământul meu pe care l-a călcat. Deci ăsta e termenul călcat folosit aici, da? Am vrut doar să întăresc ideea asta pe care ai spus-o, că termenul este polisemantic. Continuă, te rog. Da. Deci unele traduceri merg într-o direcție, altele merg într-o altă direcție. Acum, nefiind foarte clar, din păcate eu văd limba ebraică ca fiind o limbă săracă, are mulți termeni foarte, foarte polisemantici, cu o umbrelă mare și trebuie să faci decizii hermeneutice, nu doar exegetice. Așa că, privind acum înspre legăminte, Dumnezeu nu poate să pedepsească decât în baza unui legământ. De ce? Este vorba de un păcat prin context. Deoarece ei erau într-un legământ și Zedechia, în cazul acesta, a încălcat legământul respectiv, Dumnezeu îl pedepsește. Dacă legământul respectiv nu ar fi fost în picioare, nu ar fi fost valabil, ci ar fi fost rupt, atunci Dumnezeu n-ar fi putut să-l pedepsească, pentru că n-ar fi avut nicio bază legală să spună Zedechia păcătuiește. Deci, practic, în momentul în care un legământ este încălcat și cineva spune, a, gata, e rupt, Dumnezeu nu mai are o bază legală să pedepsească persoana respectivă. Pentru că este vorba de un păcat prin context, prin raportare la un legământ. Și vom vedea același lucru e valabil și în relația de căsătorie. Bun, ăsta e un exemplu. Același împărat mai face un alt legământ, el și poporul pe care îl încalcă, în Ieremia 34. Erau împresurați, erau înconjurați tot de Nebucadnețar și la Ananghie multe popoare făceau lucrul acesta, mulți împărați alegeau să îi elibereze pe robi în cetățile în care se aflau asediați, fiind ca să nu se răscoale împotriva lor, să nu se întoarcă împotriva lor și făceau legământ de multe ori cu ei și le ziceau, dacă o să scăpăm, noi vă dăm drumul. De fapt, de acum puteți să trăiți ca și când ați fi liberi din cetatea în care erau. Și ce se întâmplă? Nebucadnețar ajunge să plece în cele din urmă, ei se văd că e totul bine și frumos, au făcut legământul și zic, ne luăm cuvântul înapoi și încălcăm legământul pe care l-am făcut. Și oricum, în conformitate cu legea, ar fi trebuit să le dea drumul și ei nu au făcut lucrul acesta la 7 ani. Așa că Ieremia 34, 13 și cu 20, la 21, Domnul spune așa. Eu am încheiat un legământ cu părinții voștri în ziua când i-am scos din țara Egiptului, din casa robilor, și le amintește, le spune, după 7 ani fiecare din voi să lasă să plece liber pe fratele său evreu. Bun, voi ați avut un gând bun, încerc să parafrazez ce spune. Fiecare dintre voi vestind eliberarea semenului său și încheiind un legământ înaintea mea. E important lucrul ăsta. Legământul e făcut înaintea lui Dumnezeu. În casa peste care este chemat numele meu. Dar acum v-ați răzgândit și astfel mi-ați bagiocorit numele. Vreau să observăm că Dumnezeu ia legămintele în mod personal atunci când sunt încălcate. Nu păcătuim doar față de persoana cu care am făcut legământ sau persoanele cu care am făcut legământ, ci păcătuim și față de Dumnezeu. Pentru că numele și reputația lui Dumnezeu este la mijloc. Dumnezeu este garantul legămintelor că El va respecta termenii respectivi. Și termenii respectivi pot să însemne inclusiv pedeapsă pentru încălcare. Așa că dacă cineva zice, eu să încalc termenii legământului și nu are ce să facă cealaltă persoană, trebuie să privim și în sus, nu numai către cealaltă persoană. Dumnezeu e acela care pedepsește pe orice persoană ce încalcă un legământ în care au intrat. Și apoi Domnul spune care e pedeapsa și le vorbește despre eliberarea sabiei, le vorbește despre molimă, despre... Da. Știi ce e interesant, Beni, dacă îmi permiți, în versetul 15, în traducerea noastră obișnuită, zice învoială.
ca și cum au făcut ei un voial așa. Dar din nou în GBV 2001 spune legământ. Da. E foarte important. Vezi ce importantă este traducerea despre care tu vorbeai. Deci în 15, în traducerea obișnuită Cornilescu în voială, ați făcut în voială, da. Și în GBV 2001 este legământ. Adică e exact ce spui tu. Da. Există și mai mulți termeni care sunt folosiți și pentru legăminte, de obicei berit, dar și pentru încălcare sau pentru rupere sunt câteva variante. Și probabil ca să încerce să arate că sunt termeni diferiți, poate încearcă și traducătorii să folosească cuvinte diferite. Revin la 18. Oamenilor care au încălcat legământul meu, atât de personal o ia Domnul că spune legământul meu, nu doar a fost legământul pe care l-ați făcut voi cu niște amărâți de robi și care n-au împlinit cuvintele legământului pe care l-au încheiat înaintea mea. Acum unii o să zică, da, l-au făcut în templu, el e înaintea lui Dumnezeu. Nu neapărat, pentru că Dumnezeu ia toate legămintele personal, indiferent că sunt făcute în templu, în biserică sau oriunde ar fi făcute. Multe dintre ele sunt făcute pe coclauri, am putea să spunem. Avram, de exemplu, și nu așa de mare relevanță are locul în care ai făcut legământul. Le voi face în tocmai ca vițelului pe care l-au tăiat în două și au trecut prin cele două jumătăți ale lui. Asta ne arată un pic din ritualul legămintelor. Și vedem și în Geneza 15, când Dumnezeu face un legământ cu Avram, îi se spune ce să facă. Să taie niște animale, le taie în două, pune o jumătate într-o parte, o jumătate într-alta, și apoi trece prin mijlocul cărării respective și spune, dacă eu nu voi respecta cuvântul și nu voi fi loial și credincios față de cealaltă parte, să mi se întâmple și mie cum s-a întâmplat cu animalele respective. Și Domnul spune, ce s-a întâmplat cu animalele respective, că le-au mâncat păsările cadavrele, așa se va întâmpla și cu voi, versetul 20. Deci asta este pedeapsa pentru încălcarea legământului. Dacă legământul respectiv nu ar fi fost valabil, Dumnezeu n-ar fi avut cum să-i pedepsească. Deși ei l-au încălcat și au trăit ca și când nici n-ar mai fi existat legământul respectiv, Dumnezeu continuă să vorbească la timpul prezent despre legământul respectiv și să vorbească foarte personal, să spune, e legământul meu. Și e important să înțelegem lucrul acesta. Toate legămintele îl implică pe Dumnezeu. Dumnezeu e garantul oricărui legământ, mic sau mare, cu soțul sau soția sau orice altfel de legământ. Pentru că putem să facem multe legăminte. Auzi, Beni, știi ce mi se pare interesant? Nu știu dacă ai vrut să spui sau urmai să spui lucrul ăsta. Mi se pare foarte interesant că în ambele exemple pe care tu le-ai dat, pedeapsa pe care Dumnezeu o dă pentru că au călcat legămintele pe care le-au făcut între oameni, dar Dumnezeu zice, legămintele mele, este drastic, adică pentru asta să te trimită în Babilon și să te facă sclav, mi se pare o pedeapsă extrem de dură, extrem de dură, nu nedreaptă, dar dură. Adică nu e o chestie simplă, păi am călcat legământul, am călcat legământul, am făcut un păcat ca oricare altul. Nu, Dumnezeu reacționează extrem de virulent împotriva acestui lucru. Da. De asta Scriptura în repetate rânduri ne avertizează. Aveți grijă la jurămintele pe care le faceți. Aveți grijă la promisiuni, aveți grijă la legăminte. Mai bine să nu le faci decât să le faci și să le încalci. Pentru că e foarte important să ții cont de lucrul acesta. Iar ideea aceasta de martor, de garant, este preluată din Maleahi, unde se spune am fost martor între tine și soția ta. Și vedem și aici. Eu sunt martorul, eu sunt garantul, cel care se asigură că și dacă ambele părți încalcă legământul, tot voi avea grijă să fie pedepsiți amândoi, nu doar unul dintre cei doi. Da, și cam astea ar fi așa câteva exemple. Am amintit data trecută legământul cu Gabaon și nu știu dacă mai are rost să trecem. Nu, dar e clar, ăla a fost un legământ rău, asta mi se pare interesant, ăla a fost un legământ foarte clar, rău, n-au întrebat pe Domnul, au făcut de capul lor, au făcut un legământ rău, au adus în poporul Domnului un neam străin pe care trebuiau să-l nimicească. Da? Și Dumnezeu îi ține peste generații întregi, îi ține responsabil de legământul pe care ei l-au făcut ca popor. Într-un fel parcă se impută legământul ăla pe care l-au făcut cu ăștia, se impută peste generații. Da? Deci ei nu se puteau scuza, păi n-am făcut noi legământ cu Gabaoniți, au făcut părinții noștri. Tot se pune, știi? Mi se pare foarte interesant exemplu și foarte bun. Da. Uite, putem progresa că am lăsat, zic eu, temelia, vreo 25 minute, am lăsat o temelie foarte bună. Dacă vrei să
dacă vrei să mai spui altceva pe subiectul ăsta, niciun fel de problemă sau pe partea asta, dacă nu se intrăm în Noul Testament, pe textele despre divorț și recăsătorire. Da, că, eu că probabil că... în capul multor asta este bun, dar Matei spune că poate să divorțeze afară de pricină de prea curvie. Așa că purcede, frate, la a ataca cu toate armele. Deci, concluzia mea, vorbind la modul general despre legăminte, privind la textele astea, dar sigur sunt mult mai multe cazuri, chiar vă rog, faceți un studiu pe legăminte în Vechiul Testament, e foarte interesant. Concluzia mea este că legămintele pot fi încălcate, dar nu pot fi rupte, nu pot fi că probabil în capul multor asta este bun, dar Matei spune că poate să divorțeze ea. Un legământ poate fi îmbunătățit, upgradat dacă vreți, adică să crești în ce privește loialitatea și credincioșia, să-l înlocuiești cu unul de o calitate superioară. Lucrul acesta se poate întâmpla. E doar o mică observație. Și da, cred că asta s-a întâmplat cu evrei, nu? Când Dumnezeu reia legământul cu ei, nu? Cu generațiile următoare, mă refer. Da. Poți să reîntărești, să ai ca un fel de ceremonie în care spui rămân loial legământului ăstuia, nu înseamnă că s-a schimbat ceva. E important să rămână aceleași părți. Adică nu poți face un legământ cu părți diferite, pentru că ar însemna să schimbi practic fundamentele legământului respectiv. Da, da. Bun. Deci asta e concluzia mea privind dinspre Vechiul înspre Noul Testament în ce privește legăminte. Din perspectiva oamenilor Vechiului Testament, mulți vorbesc ca și când pot fi rupte, pot fi încălcate, dar noi vorbim de perspectiva lui Dumnezeu, de perspectiva ontologică, nu neapărat de perspectiva practică. Bun. Cum mergând în Evanghelia după Matei, acolo sunt textele cele mai dificile. În Matei capitolul 5, Domnul Iisus Hristos începe să vorbească în predica de pe munte despre acest subiect și el citează. S-a zis, știți foarte bine cum spune în versetul 31, s-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Și aici este o referire la Deuteronom 24. Nu se prezintă motive, nu se prezintă e păcat, nu e păcat și spunea și data trecută, legea are ca scop să limiteze răul. Nu este scopul legii lui Moise să elimine răul. Și Domnul merge mai departe și el arată că răul trebuie eliminat și care e standardul ideal al lui Dumnezeu pentru trăirea noastră. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Bun. Pare destul de dur. În prima parte ni se spune oricine își va lăsa nevasta. Și în contextul respectiv, numai bărbații aveau dreptul să-și lase nevestele. Femeile nu aveau acest drept, puteau doar să forțeze mâna bărbatului să divorțeze de ele în anumite situații, dar ele, legal, efectiv, nu aveau dreptul acesta. Oricine își va lăsa nevasta sau va divorța de nevasta lui, îi dă prilej să prea curvească. Cum? Pentru că dacă a divorțat și actele au fost făcute, în concepția evrească era liberă și... asta era formularea, era liberă să se căsătorească cu cine vrea. Asta îi se spunea la sfârșitul procesului de divorț. Ești liberă să te căsătorești cu cine vrei din Israel. Da, da. Așa că e foarte ciudat. Dar continuă și ni se spune. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat? Deci femeia asta care n-a fost vinovată, a fost lăsată de un bărbat pe motiv neîntemeiat, nu vorbim de excepție. Da, deci da. Excepția e tratată diferit. Femeia asta, lăsată de bărbat, e luată de un alt bărbat și păcătuiește. Ce face versetul acesta? Mai întâi de toate, în prima propoziție, plasează responsabilitate pe bărbatul care a lăsat femeia, prima lui soție, și apoi plasează responsabilitate pe bărbatul care a luat femeia aceasta să se căsătorească a doua oară. Asta nu absolvă în totalitate pe ea, dar plasează vina pe cei care au săvârșit cea mai mare parte a păcatului, au responsabilitatea cea mai mare. Și cred că în raport cu Dumnezeu și în ce privește păcatul, avem grade de responsabilitate. Și responsabilitatea cea mai mare planează asupra umerilor bărbatului care și-a lăsat soția. Iar în contextul respectiv, o astfel de femeie era foarte greu să se întrețină din punct de vedere financiar dacă nu se recăsătorea. Pentru că situația financiară era foarte precară. Nu erau slujbe ca astăzi să se poată angaja femeile aproape pe unde vor să găsească slujbe să lucreze.
Dar nu ți se pare că contextul este limitat foarte puternic prin faptul că se menționează doar posibilitatea bărbatului de a divorța? Deci e clar contextualizat cazul ăsta. Știi, mi se pare... E contextualizat, ai dreptate. Matei se adresează unei audiențe de evrei. Clar. Și e important să înțelegem lucrul acesta. Marcu se adresează unei audiențe romane, iar în Marcu se vorbește și despre posibilitatea femeii să divorțeze. Pentru că e important să ținem cont și de audiență, cui se adresează. Dar ideea rămâne aceeași, pentru că gândindu-ne la context, e important să vedem cui se adresează. În contextul evreiesc, femeile nu aveau dreptul acesta, așa că nu complică lucrurile să ridice dileme în mintea cititorilor. Bun, avem doi termeni. Avem termenul de a curvi și de a prea curvi. Și sunt diferiți și în limba greacă. Avem termenul din excepție, afară numai de pricină de curvie, afară numai de pricină de porneia, îi dă prilej să comită moihea. Moihea era numai în cadrul căsătoriei. Era un termen care putea fi aplicat numai în cadrul căsătoriei, de aceea automat înțelegem că e vorba de recăsătorire prin faptul că îi dă acest prilej. Îi dă prilejul să se recăsătorească și deci să comită moihea. Întorcându-ne la excepție, vedem că excepția aceasta apare și în Matei 19 fix în aceeași poziție și lucrul ăsta este foarte important să înțelegem poziția excepției în propoziție. Eu vă spun, oricine își lasă nevasta, afară numai de pricină de curvie. Bun, afară numai de pricină de curvie înseamnă și divorț și recăsătorire sau numai divorț? A, foarte interesant asta. Excepția asta nu are verb. Este eliptică. Îi lipsește verbul. Așa că în această situație noi trebuie să completăm cu o informație din context. Întrebarea mea este următoarea. Completăm cu o informație ulterioară sau anterioară? Ce zici? Da. Eu cred... Păi anterioară, nu? Da, pentru că până în punctul în care e prezentată excepția, trebuie să privești la verbul anterior. N-ai cum să completezi cu un verb ulterior. Da? Îți pare logic. Deci, în cazul ăsta citim așa. Eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta, afară numai de cel ce divorțează din pricină de porneia, îi dă prilej să prea curvească. Deci, în situația de porneia, nu îi se dă de acest prilej. Ce înseamnă porneia? Porneia este un termen foarte vast. Poate să însemne, practic înseamnă imoralitate, dar poate să însemne și curvie, poate să însemne și homosexualitate, poate să însemne și prostituție. E o paletă largă de imoralitate sexuală. Așa că în cazul acesta, cu ce interpretăm? Cum îl interpretăm? Practic, gândindu-ne la termenul acesta, e important să înțelegem și cum a fost interpretat de cititorii din primele veacuri care vorbeau limba greacă. Noi ne aflăm la 2000 de ani distanță de vremurile acelea. Da, poate avem noi mai multe resurse online decât aveau ei, dar ei erau vorbitori native ai acelei limbi. Și trebuie să ne uităm cum au interpretat ei termenul acesta. Și una dintre cele mai timpurii epistole necanonice, epistola lui Herma, vorbește despre un tipar al acestui păcat. Cineva care persistă în pornea. Așa că atunci când vorbim de pornea, vorbim de un tipar al unui păcat sexual. Și toți scriitorii din primele veacuri, din perioada patristică, în mod interesant, aplică excepția numai la divorț, nu și la recăsătorire. Există numai o excepție de secolul IV, e o excepție anonimă a unui episcop din Italia, care considera că bărbații ar avea dreptul să se recăsătorească, nu și femeile. Aia e singura excepție. Uite, doar o paranteză, mi se pare interesant că oricum, la câte de multe motivele pentru divorț astăzi, textul oricum, dacă l-ai acceptat la modul general, domnule, păcat sexual, oricum a limitat drastic toate opțiunile care există astăzi. Înțelegi ce vreau să spun? Da. Adică oricum nu ai,
oricum ai interpretat terminul ăsta, oricum nu-ți permite orice. Da? Sau așa. Alte cazuri decât, deci te limitează cel puțin pentru început, chiar dacă nu știi foarte multe explicații și exegeze și detalii, cel puțin te limitează la categoria păcatului sexual. Continuă, te rog. Da, așa este. Deci, excepția, ca să scurtez explicațiile, ar fi multe de spus, excepția presupune un tipar sexual. Uh-huh. Și o interpretez ca fiind imoralitate sexuală repetată fără pocăință. În vremea respectivă, și la evrei, și la greci, și la romani, dacă o femeie te înșela, soția te înșela, erai obligat să divorțezi de ea. Era o obligație legală și morală ca să divorțezi de femeia respectivă. Ei bine, Domnul Iisus Hristos vorbește la modul opțional și vedem asta și în alte părți. Dar acum, reîntorcându-ne la excepție, e important să înțelegem că indică un tipar de imoralitate sexuală, repetat, fără pocăință. Asta este modul în care înțeleg și pe baza interpretărilor și textelor patristice și vom vedea imediat și în Matei 18 și 19, care cred că sunt texte importante. Deci, excepția nu califică și divorțul și recăsătorirea, ci numai termenul anterior, adică divorțul. Cu alte cuvinte, eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară numai de cel care divorțează pentru că soțul sau soția persistă în imoralitate sexuală și nu voiesc să se pocăiască, și apoi continuă, îi dă prilej să prea curvească. Cine divorțează având motivul ăsta, nu îi dă prilej să prea curvească pentru că e deja în păcatul respectiv, deja e în curvie și în imoralitate. Corect. Și ceea ce trăiește. Și apoi continuă și spune... Iar femeia asta care a fost înșelată, care a fost trădată, a trecut prin toate suferințele astea, dacă va fi luată de un alt bărbat, va prea curvi. Mm-hmm. Și mulți au șocul acesta. Cum se poate așa ceva? O astfel de persoană trădată, înșelată, oare de ce nu ar avea dreptul să se recăsătorească? De ce să-i limităm noi acest drept? Și da, Noul Testament nu vorbește în termenii legământului, dar cred că principiile din Noul Testament pot să ne arate perspectiva asupra legământului. Bun, ăsta e doar un text. Hai să vedem dacă Matei 19 ne confirmă lucrurile acestea, pentru că este clarifici un verset... o chestie. Când zice și cineva lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, se referă fără excepția respectivă, adică cineva lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, pentru că, să zicem, el a trăit în imoralitate. N-ar fi justificat. Înțelegi ce vreau să zic? Adică, da. Dacă textul n-ar permite, poate ar întreba cineva, textul n-ar permite ca cineva să ia de nevastă pe una care a fost lăsată de bărbat, nu din pricina prea curviei. Știi? O lăsat-o el. Da. Sau nu știu, schimbă cu ceva lucrul ăsta? Sau nu schimbă? Crezi că nu schimbă cu nimic? Bun, aia e excepția. Și excepția e tratată diferit. Domnul Iisus Hristos vorbește despre regulă. Iar bun, deci crezi că ăsta e principiul absolut. Cine ia pe o femeie lăsată de bărbat? Că ia-o prea curvit, că nu prea curvit. Cine ia o femeie lăsată de bărbat, prea curvește, fără discuții. Recăsătorirea în orice situație după divorț este păcat. Pentru că, nu vorbim doar de bărbat și, sau de femeie aici, cum ai spus tu de femeia asta, ci vorbim și de bărbați și de femei. Începând cu versetul 27, Domnul Iisus Hristos stabilește un principiu a reciprocității. El spune, citează din lege, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, și le spune ceva revoluționar. Un bărbat poate să păcătuiască uitându-se la o femeie. E un lucru nemai auzit de ei. Față de cine păcătuiește? Păi, termenul pe care îl folosește aici de curvie era în raport cu soția. În vremea respectivă, puteai să te culci cu o altă femeie care nu era căsătorită și să nu fie. Care nu era căsătorită și să nu fie curvie. V-am spus asta și data trecută. Și de asta este ceva revoluționar, pentru că vorbește de reciprocitate și nu doar la nivel fizic, ci inclusiv la nivelul minții. Așa că... este important principiul acesta al reciprocității. Și aș vrea să aduc, poate anticipativ, un pic argumentul următor. Dacă uneia dintre părți îi se interzice recăsătorirea, îi se interzice amândurora.
Dacă unul păcătuiește, atunci și celălalt va pătui. Fie amândoi au dreptul să se recăsătorească, fie niciunul dintre ei. Pentru că un legământ e valabil pentru amândoi, n-are cum să fie valabil doar pentru una dintre părți. Dumnezeu să tragă la răspundere doar una dintre părți și pe cealaltă să nu o tragă la răspundere. Deoarece păcatul acesta este prin context. Încălcarea legământului este prin context. Așa că e important să înțelegem lucrul acesta și vom vedea dacă avem texte care interzic vreuneia dintre părți să se recăsătorească sau nu. Bun. Putem să mergem la 19? Da, sigur. Dacă nu mai ai întrebări. În capitolul 19 este reluată discuția despre divorț și recăsătorire într-un context diferit. Și în Matei sunt câteva texte care sunt repetate și e important lucrul acesta, pentru că Matei dorește să ne atragă atenția și să accentueze anumite teme repetându-le. Și nu sunt așa de multe cele repetate. Ei bine, în Matei 19 este o dispută între Domnul Iisus Hristos și farisei și ei vin cu dilema care era chiar între ei. În contextul respectiv erau două mari școli teologice. Era școala lui Hillel și școala lui Hillel spune așa. Poți să-ți lași soția pentru orice. Ți-ai ars mâncarea, ai pricină de divorț. Așa interpretau ei Matei 24. Nu am timp să dau toate explicațiile. Și era școala lui Shammai. Școala lui Shammai spunea doar pentru imoralitate, pentru adulter sau mai erau unele situații în apropierea adulterului să divorțezi de soția ta. Și era dilema asta între ei. Așa că ei vin și îl întreabă și pe Iisus Hristos, hai să vedem unde se plasează, ori cu unii, ori cu ceilalți. Versetul 3. Farisei au venit la el. Oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Și Domnul Iisus Hristos nu răspunde nici într-un fel, nici într-altul. Asta mi se pare el genial. Da, de multe ori face treaba asta. Noi ne gândim, sunt doar două opțiuni. Și Domnul Iisus Hristos vine și zice, hai să mergem la creație. Hai să mergem la ordinea creației pe care a lăsat-o Dumnezeu, la perioada în care lumea era perfectă, era desăvârșită, nu exista păcat în lume. Hai să vedem idealul lui Dumnezeu de atunci. Nu se duce la Deuteronom 24 cum s-au dus ei. Oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis, de aceea va lăsa unul pe tatăl său și pe mama sa și va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu? Omul să nu despartă. Mulți o să zică, da, dar nu spune omul nu poate să despartă. Întrebarea mea e din nou, din ce perspectivă vorbește? Vorbește din perspectivă ontologică sau vorbește din perspectivă practică? Pentru că Dumnezeu nu dorește din nicio perspectivă să aibă loc divorțul, dar din perspectivă practică realitatea este că se întâmplă. Un cuplu poate să trăiască ca și când nu ar fi fost niciodată într-un legământ al căsătoriei. Așa că, din punct de vedere practic, este o opțiune divorțul. Nu și din punct de vedere ontologic. Ei bine, ei aduc în discuție legea. Stai un pic. Legea ne permite. Cum ne interzici tu? Cine ești tu de ne interzici? Și e interesant că Domnul spune despre lege practic aici că este o concesie legală. Deci nu reflectă idealul, este pur și simplu o concesie din pricina împietririi inimilor voastre. De asta a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele. Dar de la început n-a fost așa. Și apoi vine concluzia. Versetul 9 este concluzia care este foarte similar cu versetul din Matei 5. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și din nou avem excepția, același cuvânt, porneia, și ea pe alta de nevastă prea curvește. Bun. Avem două condiții. Aici avem o propoziție cu două condiții. Condiția este divorțează și se recăsătorește, curvește, prea curvește. În Matei 5 ni se spune cine divorțează fără motiv, îi dă motiv să prea curvească. Deci e o nuanță și de responsabilitate, iar apoi în propoziția a doua din Matei capitolul 5 ni se spune că doar recăsătorindu-se prea curvește. Și același lucru ni se spune și aici. Recăsătorindu-se cu altă femeie, fără ni se spune cine e femeia respectivă, prea curvește. Un termen care este numai în raport cu soția sau cu soțul. Comite moihia. Deci, ceea ce spune Domnul Iisus Hristos este că recăsătorindu-se,
păcătuiește prin raport cu soția lui pe care el în mod legal a lăsat-o. Și Dar asta Domnul Iisus lămurește puțin Hristos... ce te-am întrebat eu adineauri, știi? Dacă se pune doar Da. chestiunea de curvie. Nu, Domnul Iisus zice dacă ia unul, dacă ia altă femeie lăsată, nu zice pe ce motiv, e prea curvie, recăsătoria e prea curvie. Deci mi se pare foarte frontal afirmat lucrul ăsta aici. În cazul ăsta este vorba de bărbatul care divorțează fără motiv întemeiat. Da? Da. Într-adevăr, eu cred că există grade de responsabilitate. Un soț care își lasă soția fără a avea motiv, fără motivul de excepție de aici, are o responsabilitate mare față de soția lui și Dumnezeu îl va trage la răspundere. Dumnezeu ține cont de toate aceste detalii, dacă ea a fost lăsată, dacă s-a recăsătorit sau nu. Inclusiv în cazul acesta, eu cred că Dumnezeu ține cont în ce privește modul în care îi trage la răspundere pe cei implicați. Nu înseamnă că e total nevinovată persoana respectivă, dar vreau să indic un grad de responsabilitate și că Dumnezeu e un Dumnezeu drept în cele din urmă. Deci este destul de clar, zic eu, versetul ăsta, partea a doua din Cornilescu nu apare în cele mai multe manuscrise și de asta nici nu o citesc. Practic este o repetiție din Matei 5 și unii spun că probabil unii scribi au zis hai să completăm cu ce e din Matei 5, dar nu e practic nicio informație nouă, revoluționară, ci doar apare în ambele părți. E suficient să apară în Matei 5, nu avem nevoie să apară în ambele părți. Da, uite, dacă îmi permiți, Beni, ai trecut în viteză, că așa e timpul nostru, dar mi se pare foarte interesantă distinția și aș presa puțin pe ea pe care ai făcut-o. Ei întreabă de, chiar termenul, oare este îngăduit unui bărbat? Ei întreabă de îngăduință, da. Și Domnul Iisus Hristos răspunde cu o poruncă. Ei întreabă, cum ai zis, de o concesie din legea lui Moise. Și Domnul Iisus Hristos răspunde cu ceea ce a decretat Dumnezeu pentru toți oamenii. Ei întreabă ceva ce Dumnezeu a limitat într-un fel prin lege la poporul Israel și Domnul Iisus răspunde cu un decret de la creație pentru toată umanitatea. Mi se par distincțiile extraordinar de importante. Adică eu nu caut chițibușerile alea sau excepțiile alea, notele alea de subsol, să caut o portiță de scăpare, o paranteză cumva, știi? O ușiță mică, știi, o gaură mică prin care să mă forțez să ies ca să-mi justific. Cam asta văd eu la ei. Și Domnul Iisus Hristos troznește, cumva tranșează chestiunea direct și spune, băi, stai puțin, Dumnezeu ce-a făcut de la creație? Despre ce discutăm aici? Da, mi se pare foarte, foarte interesantă chestiunea asta și jocul ăsta de cuvinte. Moise a îngăduit și Dumnezeu a poruncit, da? Nu a dat o... nu a făcut o permisiune Dumnezeu, da? Faceți cum vreți. Poți să-mi explici înainte să mergi mai departe chestiunea din versetul 8, din pricina împietririi inimilor voastre, a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele. Deci, practic, când cineva își lasă o nevastă, demonstrează, înțelegi din versetul acesta, o stare de împietrire a inimii? E clar, da. Bun, asta înseamnă că... Spune. Asta înseamnă că biserica, când vede pe cineva care are inima împietrită, are responsabilitatea, nu doar dreptul, să intervină, nu? Uite, frate, tu arăți o împietrire a inimii dacă ai ajuns la punctul acesta și biserica este responsabilă să intervină în punctul ăsta, nu? Că mulți zica că biserica își împușcă răniții pentru că, uite, el și așa e rănit, că are probleme în familie și a divorțat și biserica l-a dat afară. Păi stai puțin, în biserica l-a dat afară. El a scos, asta spune Hristos, că Hristos a primit pe toți curvare și vami și așa mai departe. Corect, dar i-a primit și s-au transformat prin puterea Duhului Sfânt și prin ceea ce Hristos a făcut în viața lor, nu? Dar nu poate cineva, conform cu ce spune Hristos, să-mi arate o stare de împietrire a inimii și eu să zic, a, sărmanul, el suferă acum, eu nu necă suferă, cum ai spus și tu la început, nu necă în suferința acestor oameni. Dar în același timp, Hristos nu discută sentimental aici de ce simte el sau ce simte ea, ci el discută despre ce se întâmplă înaintea lui Dumnezeu cu legământul ăsta pe care ei l-au făcut, nu? Omul se află într-o stare de împietrire a inimii. Și biserica are responsabilitatea de a interveni în viața celor care arată o stare de împietrire continuă a inimii și nu se pocăiesc. A fost o paranteză, nu știu dacă ești de acord cu ea. Sunt de acord. E important să mergem de la principii înspre practică, pentru că da, dacă pornim de la practică înspre principii, atunci principiile se vor pierde pe drum. Da, înainte continuu. De a merge la practică, să clarificăm. Bun, da, am văzut și unul dintre comentarii și mi-am adus aminte. Mulți zic, da, dar legea lui Moise spunea că o astfel de femeie trebuia omorâtă. Așa spunea legea, numai că ei, la scurt timp după aceea, deja nu mai puneau în practică lucrul ăsta, că nu doar femeia trebuia omorâtă, și bărbatul, și nu le convenea să moară și ei.
Corect. Și chiar atunci o aduc pe femeia aia prinsă în prea curvie, e interesant, cu găsit-o numai pe ea, știi? Deci au fost prinsă în timpul prea curviei. Bun, dacă au fost prinsă, cum ați găsit-o numai pe ea? Exact. E clar ce urmăreau ei. Trebuiau omorâți amândoi. Bun, în vremea respectivă nu mai se punea în practică. Mulți o să zică că e moarte spirituală. Stai un pic, vorbim de moarte fizică și moarte spirituală. Astea sunt două chestii diferite. Voi erați corect, morți în greșele și păcatele voastre. Să nu încurcăm nivelele la care se vorbește. Sunt două chestii total diferite. Da, dacă era omorâtă soția, putea să se recăsătorească și nu ar fi fost niciun fel de păcat, sau invers, dacă era vorba de femeie. Ai amintit mai devreme de disciplină. Matei 19 e pus după Matei 18. Matei 18 despre disciplină. Exact. Matei 18 ne vorbește despre caracteristicile unei comunități a legământului. Biserica este o macrocomunitate, familia este o microcomunitate și nu la întâmplare capitolele astea sunt puse unul după celălalt, pentru că Dumnezeu când inspiră, nu inspiră doar conținutul, inclusiv ordinea o inspiră. Și e important să vedem ce caracterizează o comunitate a legământului, fie mare sau mică, fie că vorbim de biserică sau vorbim de familie. E caracterizată de smerenie, vedem la începutul capitolului 18, este caracterizată de disciplină. Și vedem pașii care sunt acolo. Ce să faci când fratele tău a păcătuit împotriva ta? Și pașii aceștia pot fi aplicați inclusiv în familie, pentru că pot fi puși în orice comunitate a legământului, aplicați în orice comunitate a legământului, inclusiv în familie. Soțul tău a păcătuit față de tine, te-a înșelat? Vorbește cu el. Spune-i, ai păcătuit împotriva mea, nu vrea să te asculte, mai ia două, trei persoane cu tine, din familia ta sau din familia lui, pentru că vorbim din nou de comunitatea asta a familiei. Încearcă să-l confrunți cu păcatul lui, nu vrea să te asculte, atunci mergi la pasul final, care este statul, am putea să spunem noi, în cele din urmă, făcând o paralelă între biserică și stat. Deci pașii ăștia ai pocăinței pot fi aplicați inclusiv într-o familie, nu doar în biserică, deoarece vorbim de principii pentru comunitățile legământului, nu doar pentru principii pentru biserică. Și sigur, dacă el vrea să se pocăiască, atunci trebuie să-i dai iertare nelimitată. Nu necondiționată, ci nelimitată. Poți să faci distinția? Ce înseamnă nelimitat, necondiționat? Nelimitat înseamnă că poți să ierți orice, dar nu oricum. Adică trebuie să fie niște pași clare ai pocăinței, dacă e vorba de o relație extraconjugală, să înceteze orice contact cu persoana respectivă, să recunoască față de tine cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, să fie un proces de pocăință, de restaurare, de reconciliere. Iertarea nu este doar unilaterală, este de ambele părți. Trebuie să nu crezi mai degrabă, nu crezi că iertarea este unilateral, adică inima mea trebuie să fie liberă față de persoana aceea, indiferent ce mi-a făcut, dar împăcarea, adică revenirea celor doi împreună presupune, cum ai spus tu, cu condiții. Da? Pentru că împăcarea presupune o încredere pe care eu trebuie să mi-o recâștig în tine. Iar dacă tu nu-mi dai semne de pocăință, cum pot eu să am încredere în tine și să merg la împăcare? Practic o soție, nu, dacă nu se va împăca, că nu vrea el, indiferent, că nu vor reuși împăcarea în căsătorie, ea tot trebuie să-l ierte dacă el a dat-o în bară, nu? Deci inima ei trebuie să fie liberă înaintea lui Dumnezeu. Când vorbim despre iertare, vorbim de iertare la două nivele. La nivel personal, am datoria de creștin să iert orice ar fi. Inima mea să fie liberă. Dar la nivel comunitar, chiar Apostolul Pavel vorbește despre iertat. Acum să-l iubiți, acum să-l iertați. Ce înseamnă că până acum nu trebuia să-l iubească și să-l ierte? Nu, la nivel personal trebuia să îl ierte, dar la nivel comunitar trebuiau să-l tragă la răspundere. Corect. Așa că e o distinție între iertarea personală și iertarea comunitară. Asta a fost distinția pe care am vrut să o facem. Pentru că, în fond, dacă nu tragi la răspundere persoana care a păcătuit, nu se va pocăi. De asta e pentru binele celeilalte persoane care a păcătuit. Mulți zic, hai că trecem peste, nu mai vorbim despre lucrurile astea, că e greu și, într-adevăr, confruntarea este foarte grea, dar este pentru sănătatea spirituală a celeilalte persoane, este pentru sănătatea spirituală a comunității legământului, fie că vorbim de biserică sau vorbim de familia respectivă. N-ai cum să continui într-o relație bună și sănătoasă trecând cu ochii peste adulter, netrecând la răspundere soțul sau soția pentru ceea ce au făcut. Trebuie să
îl conștientizez de nevoia de pocăință, nu să îi se acorde o iertare din asta ieftină despre care vorbește și Bonhoeffer. Și de asta e important să înțelegem și e bună distinția pe care ai făcut-o. Bun. Mai este ceva ce vrei să spui pe textul ăsta? Da. Partea cea mai interesantă, abia acum vine reacția ucenicilor. Da. Care, dacă îmi permiți, care reacția ucenicilor n-are niciun sens dacă Domnul Iisus Hristos ar fi încuvințat ceea ce ei știau în școala aia mai restrictivă de care tu ai pomenit. Da. Adică ce da. Sens are? A, păi noi știam că n-au... A, deci Domnul Iisus e cu ăștia care zic că n-are voie decât cu imoralitate. N-are nicio treabă, n-are niciun sens reacția. Ucenicii lui i-au zis, dacă astfel stă lucru cu bărbatul și nevasta, nu este de folos să se însoare. Păi de ce? Că voi știți deja lucrurile astea. Da, acum nu știm dacă ei le-au înțeles cum trebuie. Eu cred da. Că le-am mai auzit până acum, au auzit învățătura Domnului Iisus Hristos pe subiectul ăsta, dar probabil că n-au înțeles-o cum trebuie și acum prind curaj să vorbească în privat, ne spune Marcu. Matei nu plasează contextul, dar cel mai probabil în privat au vorbit. Pentru că avem un tipar. De fiecare dată se întâmplă asta. Domnul Iisus Hristos e întrebat, el are un răspuns, vine replica de la farisei de obicei. Domnul Iisus Hristos le dă peste nas de obicei și apoi se poartă o discuție în privat cu ucenicii care mai au niște completări de făcut. Aceeași chestie și mai departe, despre viața veșnică, despre tânărul bogat. În cazul ăsta nu e vorba de farisei, dar avem un tipar în ce privește editarea textelor la Matei și e bine de observat tiparul ăsta. Bun. Deci ei vin cu obiecția. Păi dacă așa stau lucrurile, să nu ne putem recăsători după ce ea ne lasă și tot ea ne înșeală, ce rost mai are să mă leg la cap să trec prin toată suferința și durerea și problemele care ar fi? Mai bine nu mă căsătoresc deloc. Și Domnul Iisus Hristos spune în 11, nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. Întrebarea mea este care cuvânt? Cuvântul lor sau cuvântul lui? Clar, cuvântul pentru... Domnului Iisus, mă gândesc. Așa, că pe al lor, pe al lor l-au primit, nu? Pe al lor îl primeau chiar foarte bine. Bine, eu mă refer la replica lor. Decât astfel, mai bine celibatar. Asta e ceea ce spune. Da, da, da. Și Domnul Iisus Hristos, și Domnul Iisus Hristos face aici referire la învățătura lui. Nu toți pot primi învățătura mea. Și n-am timp să dezvolt, dar există foarte multe argumente logice care ne arată că așa ar trebui înțeles. Și apoi oferă trei categorii. Cei care sunt fameni, nu au funcții reproductive din naștere. Apoi cei care aleg să fie eunuci, celibatari, tocmai ca să se dedice unei împărății pământești. Îl avem pe famenul etiopian, corect, în cartea Daniel. Avem fameni, oameni care renunțau la funcțiile lor reproductive, tocmai ca să se dedice unei împărății lumești să o poată sluji la capacitate maximă. Și apoi vine cea de-a treia categorie. Cei care aleg să fie fame, nu neapărat că își pierd funcțiile reproductive, dar aleg să fie celibatari pentru împărăția cerurilor. Și conceptul ăsta este esențial pentru Evanghelia după Matei. Apare de 48 de ori termenul împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu. E același lucru. Vedem că ni se spune în Matei 16 cât se poate de clar. Cei care ajung în împărăția lui Dumnezeu sunt cei care sunt gata să-și poarte crucea, sunt cei care sunt gata să accepte învățătura lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos, oricât de grea ar fi pentru ei, pentru că îl iubesc pe împăratul acestei împărății atât de mult încât vor să-i slujească oricum le-ar cere el. Deci, practic, ceea ce spune Domnul Iisus Hristos nu are de a face cu o dedicare către o slujire precum cea a lui Pavel, care au decis să intre în pastorală sau în lucrare apostolică și nu s-au căsătorit deloc, ci are de-a face cu unii care au fost în situația în care au fost lăsați de soție sau de soț, dar ei iubesc atât de mult împărăția și principiile împărăției, încât zic, suntem gata să facem orice ca să-L urmăm pe regele nostru și să căutăm să ascultăm de El. Și sigur, nu toți pot să primească cuvântul acesta, dar cei care pot să-l primească, atunci să-l primească. Da. Așa înțeleg aceste cuvinte. Pentru că n-ai cum să le rup de context, de ce s-a spus anterior, corect, de învățătura care a fost spus anterior. Cu siguranță că Domnul Iisus Hristos nu face nicio concesie. A, nu toți pot să primească cuvântul meu, ci numai aceia cărora le este dat. La unii le e dat, la unii nu le e dat.
dacă vor bine, dacă nu vor bine. Domnul Iisus Hristos nu face astfel de concesii. De obicei, astfel de replici întăresc ceea ce a spus anterior și nu sunt excepții pe care le îngăduie pentru unii care nu pot. Deci, vrei, dacă am înțeles bine, nu toți pot primi cuvântul acesta de a fi celibatari? Nu. Nu pot primi învățătura Domnului Iisus Toată Hristos. Învățătura, da? Deci toată învățătura pe care El a dat-o până acum, corect. Da. Am vrut să fac o clarificare să nu fie confuzii. Da, este o învățătură radicală. Este o învățătură grea, care are foarte multe implicații practice. Dar în același timp, eu cred că dacă înțelegem învățătura aceasta și vedem, poate data viitoare să ne uităm și în Corinteni, vedem că vor fi și multe lucruri pozitive. Tinerii vor lua mult mai în serios căsătoria și se vor gândi mult mai atent atunci când vor intra în căsătorie. Atunci când intri în căsătorie și știi că nu ai opțiuni, vei lupta mult mai mult. Chiar dacă vor fi greutăți, vei căuta să stai aproape de Dumnezeu, să stai aproape de soție, să stai aproape de soțul tău și vei trece prin orice fel de greutăți ca să-ți respecti legământul. Iar asta nu va putea să fie benefic pentru copii, pentru comunitate, pentru biserică, pentru societatea în care trăim. Beni, avem o oră și două minute, cred. A mers bine. Da. Dacă vrei, nu știu dacă vrei să mai faci anumite observații de final, pentru mine e ok. Aș vrea, dacă tu ești de acord, să luăm câteva întrebări. Da? Cum te simți tu și cum vrei? O singură observație, întreba Sigur. Cineva în cazul de moartea soțului sau al soției, sau a soției. Apostolul Pavel e clar, legământul e până la moarte. După moarte, legământul respectiv nu mai e cum să respecti în viața asta, evident, sunt în două lumi persoanele respective, așa că au dreptul să se recăsătorească. Da, ce e interesant este că Pavel, totuși, poate și având așa o perspectivă a celibatarului și a unuia care era foarte dedicat slujirii, el recomandă în astfel de situații să nu se mai recăsătorească, tocmai că se poată dedica mai mult slujirii, dar nu e păcat. El spune clar lucrul acesta. Fiecare are darul lui într-un fel sau în altul. Exact. Dacă vrei să te recăsătorești după ce ți-a murit soțul și soția, nu păcătuiești în niciun fel. E alegerea fiecăruia cum decide. Evident, contează cu cine te recăsătorești. Corect. Dacă e una din persoanele amintite Matei 5 și 19 sau nu. Bun, poți să iei din întrebări. Da, dacă să zicem două persoane, uite niște cazuri foarte simple, au divorțat, au stat divorțați 20 de ani și ei vor după aceea să fie împreună. Crezi că e ok, având în vedere că legământul lor înaintea lui Dumnezeu este valid? Da. Deci practic ești o împăcare aici, nu? E vorba de o împăcare, de o reconciliere și vom vedea data viitoare. E una din opțiunile pe care le oferă Apostolul Pavel, să rămână așa cum sunt sau să se împace cu soțul sau soția. Da, referitor la... Referitor la legământul căsătoriei, din câte am discutat noi, legământul căsătoriei este între doi oameni, liber consimțit, trebuie oficializat, este într-un fel pecetuit, dacă aș putea să zic, prin relația intimă a celor doi. Dacă, să zicem, o persoană, mi se pare o situație foarte importantă asta, dacă o persoană, din nou, dacă sunt întrebări la care nu vrei să răspunzi, vrei să meditezi mai mult la ele, nu e niciun fel de problemă, mi se pare cinstit să nu te trag într-un fel niște întrebări la care tu nu vrei să răspunzi, da? Dar el sau ea, fără să spună celuilalt sau fără să știe, poate, nu este capabil, să zic, să participe la actul sexual. Sau nu poate, sau nu vrea, sau are probleme și așa mai departe. Da. Și nu au consumat actul sexual. Deci nu l-au consumat. Da? Este căsătoria validă sau nu? A fost o astfel de situație într-o comunitate baptistă din România și a fost mare dilemă între păstori. Au fost împărțiți. Până la urmă ajung la concluzia că nu este un legământ parafat, ca să zic așa, pe deplin finalizat. Și li s-a dat dreptul amândurora să se recăsătorească. Și eu sunt de acord cu poziția asta. Și eu sunt Sigur, de acord. Poate să se gândească cineva, da, dar au rostit un jurământ. Dar legământul presupune anumiți pași care trebuie îndepliniți ca să fie finalizat. Și apoi, e interesant, în lege există anumite situații pentru jurăminte sau legăminte. E ca un fel de termen de
prescriere când nu au fost îndepliniți toți pașii. Deci nu vorbim de momentul în care deja a fost consumat actul conjugal, ci vorbim de situații în care n-au fost îndepliniți toți pașii respectivi. Da. Și în cazul acesta, eu cred că dacă nu au fost îndepliniți toți pașii, atunci legământul respectiv nu a fost finalizat, nu a fost parafat, deși s-au făcut 1-2 pași. Da, uite, cineva întreabă divorț pe nepotrivire de doctrină, adică bărbatul își lasă nevasta că să mai aud anomalii din astea, da? Că el e de o confesiune, ea e de altă confesiune și-au divorțat. Da. Dar asta mai mult, cred că 1 Corinteni spune asta, când practic ea venea la credință și bărbatul vroia să o lase. Da. Legământul este încă în vigoare, da? Deci, cum spuneam și data trecută, legămintele nu au de a face cu faptul că suntem creștini, păgâni, musulmani sau orice am fi. Este un dar de la creație, da. Este partea ordinii creației și suntem în acest legământ orice am fi noi. Așa că ni se cere loialitate totală, indiferent de ceea ce crede persoana cealaltă. Sigur, e dificil. Nu e ușor să stai credincios alături de un soț necredincios sau o soție necredincioasă, provocările sunt mai mari. Poate chiar cu un eretic în casă. Nu, uite, să ai un eretic creștin. El să fie la mormon sau la martorile Jehova, așa, e groaznic, mă gândesc că îi. Și sunt poate conflicte, nu? Dacă el e unitarian, gândește-te că și aude soția cum își învață copiii să se roage Domnului Iisus, că e Dumnezeu și așa mai departe. Îs niște conflicte mari, dar asta nu invalidează legământul care e stabilit de Dumnezeu, decretat de la creație și care în stipulațiile legământului nu există doctrină. Ce doctrină crezi? Dacă crede ca tine, e valid legământul. Dacă nu crede ca tine, dați-i drumul, tată, în altă parte. Acum, de la bun început, se vorbește despre faptul că n-ar fi trebuit să fi intrat în legământul respectiv. Bine, dar chestiunea asta se poate întâmpla după aceea, adică el să treacă la o sectă, la o erezie și așa mai departe. Deci, unele situații sunt incontrolabile din punct de vedere al creștinului. Poate amândoi să pocăiesc după aceea, știi? Sau să pocăiești numai unul, sau să pocăiesc amândoi în ghilimele, mărturisesc credința adevărată și unul o ia pe cărări străine. Uite, cineva întreabă și mi se pare o întrebare de felul celei pe care... Cred că tu la început ai avut un vizor când ai spus că nu suntem insensibili la starea oamenilor și așa mai departe. Cineva întreabă în felul următor, să dau puțin mai mare scrisul că nu văd ce scrie. Zice, se poate afirma că cineva care trăiește în prea curvie a fost divorțat și s-a recăstorit. Asta despre trăit în prea curvie, ne-am vorbit în live-ul precedent. Dar își regretă trecutul, că își periclitează mântuirea. Adică el a divorțat. S-a recăsătorit, își dă seama de prostia pe care a făcut-o, dar este recăsătorit omul, știi? Poate are și copii și așa mai departe. Noi am atins puțin subiectul ăsta, cred că data trecută, nu? Și sunt multe astfel de situații. Într-o astfel de situație, să rămână credincios în legământul respectiv și Dumnezeu, în măsura în care harul lui o face, poate să răscumpere inclusiv astfel de căsătorii. N-ar fi trebuit să fi făcut asta. Înaintea lui Dumnezeu, cred că responsabilitatea lui, dat fiind că nu era credincios că a făcut-o, este oarecum mai mică. E posibil să fie anumite consecințe. Există complicații care sunt generate mereu de păcat. Dar harul mântuitor al lui Dumnezeu poate să ierte păcatele acestea și poate să schimbe și să răscumpere inclusiv o astfel de căsnicie care nu ar fi trebuit să se întâmple totuși, dar să rămână credincios, să-și iubească soția, să-și iubească copiii și mai ales dacă sunt copii implicați, să facă totul pentru a rămâne credincios, pentru că au nevoie de o bază și de un fundament cât mai bun în familia respectivă. Da, ia ultima întrebare. Da, ia ultima întrebare. Doi soți sunt necreștini. Ea sau el ajunge creștin, iar el sau ea când află asta, exact cazul din 1 Corinteni, se desparte. Întreabă în cazul acesta, are dreptul să se recăsătorească cu un altul? Nu știu dacă cine a pus întrebarea, o să mai vadă live-ul viitor. Dă un răspuns frontal, eu am înțeles că nu are dreptul. Da, legământul rămâne legământ indiferent de motivele pentru care cealaltă persoană iese din legământul respectiv. E greu să trăim, să înțelegem, să acceptăm lucrul acesta, dar... Toată învățătura din Vechiul până în Noul Testament și inclusiv învățătura Domnului Iisus Hristos ne arată că recăsătorirea după divorț este păcat. Da? Cel care părăsește poartă o responsabilitate mai mare.
dar nu îl absolvă pe cel părăsit ca să facă ce vrea. Acum, vorbind despre excepție, nu prea am apucat să prezint ce înseamnă excepția. Eu cred că există anumite situații în care divorțul este permis de Dumnezeu și aici vorbim de trăire repetată în păcat de imoralitate fără pocăință. Într-o astfel de situație, când ai un soț care ți este necredincios, practic să rămâi în căsătoria respectivă înseamnă să-i legitimezi păcatele, să spui ce face el este în regulă. Nu poți să faci asta, nu poți să accepti să continui să ai o viață conjugală cu el, să te expui la, la boli cu transmitere sexuală, mesajul pe care îl transmiți față de copii, mesajul pe care îl transmiți față de comunitatea în care trăiești este unul negativ. Și de asta cred că excepția Domnului Iisus Hristos în astfel de situații permite despărțirea, fie separarea, fie divorțul, aici trebuie multă înțelepciune, dar scopul nu este doar să te desfaci, ci scopul este în cele din urmă pocăința persoanei să-l care te-a înșelat. Exact, îi transmiți un mesaj puternic că ceea ce face el este greșit și dacă nu se va pietri în continuare, poate Dumnezeu îl va cerceta să se întoarcă cu pocăință și nu rămânând în starea în care este. Mai permite-mi ultima întrebare. Este și o curiozitatea mea. Modul în care integrăm în toată teologia asta pe care am prezentat-o până acum, cazurile de poligamie din Vechiul Testament. Când ele își luau o țiitoare, practic, din câte înțeleg eu, nu știu, acum tu să-mi spui că nu-s foarte pus la punct pe cazurile din Vechiul Testament, nici pe toate excepțiile și toate permisiunile pe care le-a dat Moise și așa mai departe. Nu suntem în perioada lui Moise. Avram își ia o țiitoare. Din perspectiva ta, din nou, dacă ai studiat lucrul ăsta, poți să răspunzi, dacă nu, nu. Mie nu mi-e rușine să spun, nu am studiat, deci nu aș putea să mă pronunț. Țiitoarea lui era considerată, să zic, înaintea lui Dumnezeu, soția lui, el făcea un legământ cu ea când o lua. Cu țiitoarele nu făceau legământ. Ok. Deci nu era căsătorit cu ea. E o diferență între soție și țiitoare. Corect. De multe ori țiitoarele erau ca un fel de nevastă de gradul 2. Un fel de mamă surogat, nu? Cele strict necesare, dar nu aveai un angajament la fel de puternic, la fel cum aveai față de o soție. De obicei, țiitoarele erau pentru plăcere și pentru reproducere. Copii. Bun. Cam astea erau scopurile țiitoarelor. Aia nu-i prea curvie? Sau cum privim noi la Vechiul Testament care e plin de astfel de cazuri? Păi automat când Domnul Iisus Hristos spune că recăsătorirea este păcat, anulează poligamia, spune poligamia în sine este păcat. Un bărbat și o femeie până când moartea îi va despărți. Asta e idealul din grădina Edenului. Și e destul de clar. Acum, în vremea Domnului Iisus Hristos, poligamia nu prea mai era întâlnită, era foarte rară. Dar, în același timp, în toate situațiile acestea, nu cunoșteau idealul lui Dumnezeu. Nu cunoșteau standardul ideal al lui Dumnezeu, nu aveau cuvântul scris, nu aveau, ce să mai zicem, de Noul Testament, nu aveau învățătura Domnului Iisus Hristos. Da, așa clar. Că Dumnezeu îi tratează prin măsura revelației pe care le-a dat-o. Da, da. Beni, îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru live-ul ăsta. A fost foarte interesant pentru mine, m-a prins foarte mult, mi-au plăcut explicațiile pe care le-ai dat, detaliile pe care le-ai dat de context, de exegeză, de cultură în Vechiul Testament. Este, aș spune eu, este unul dintre live-urile noastre de excepție. Am fost constant 170, ceea ce e foarte mult pentru canalul meu de YouTube. Sper, probabil va ajunge la câteva mii. Dragi prieteni, toți care ați ascultat live-ul acesta, știți persoane care se confruntă cu situații din astea sau care caută răspuns la situațiile astea sau nu știți persoane din astea, dați un like, dați un share, împrăștiați-l pentru că nu este o perspectivă populară, este o epidemie, nu știu dacă aș putea să zic așa, un flagel al divorțului, al recăsătoririi, oamenii sunt bulversați de tot felul de idei, li se dau îngăduințe din partea unor oameni și biserici, chiar slujitori care n-au studiat suficient chestiunea asta, ușuratic se lucrează cu ei, de aceea sperăm Dumnezeu să folosească și de clipul ăsta, Beni, și să poate să trezească multe suflete care se află în situații astea sau care ar putea să ajungă în situații de felul acesta. Beni, dacă vrei să faci o concluzie, dacă nu, eu îți mulțumesc foarte mult pentru participare și sper să ne vedem la al treilea episod, poate pe 1 Corinteni 7. Da, încurajarea mea este să nu luați de bune cuvintele noastre, studiați și voi.
Mie mi-a luat mult timp, m-am zbătut mult cu întrebări și din Vechiul și din Noul Testament. Nu sunt soluții ușoare, nu am mers, cred eu, nici într-o direcție, nici într-alta. Am preluat multe informații din multe părți, încercând să văd care e soluția cea mai bună și biblic și din punct de vedere logic, pentru că Dumnezeu ne-a dat și o minte ca să ne folosim logica și prin Duhul Lui să ne lumineze, să o folosim cum trebuie. Concluzia nu e ușoară, dar cred că reprezintă idealul lui Dumnezeu. Partea frumoasă este că învățătura asta revoluționară, grea, dificilă, a reformat un întreg imperiu și a schimbat viața de familie pentru secole de-a rândul. Așa că dacă s-a putut într-o vreme în care rata divorțului era mare, era cam la nivelul României în Israel atunci, cam la 20%. Dumnezeu poate să revoluționeze și societățile, bisericile, culturile noastre dacă privim cu atenție înspre principiile lui Dumnezeu și nu facem rabat de la ele oricât de grele ar fi de îndeplinit. Prin harul lui putem. Aleluia, slavă lui, mulțumim. Mulțumesc, Beni, tare mult. Vă dorim tuturor o seară binecuvântată și la revedere. La revedere.